În momentul de față, la Târgu Mureș se pot face investigații complete în ceea ce privește toate bolile profesionale, odată cu inaugurarea clinicii de medicina muncii din cadrul Policlinicii numărul 2 din Târgu Mureș. La data de 26 noiembrie, clinica este dotată cu mai multe tipuri de aparate de diagnostic de înaltă performanță. În urmă cu câțiva ani am beneficiat de un body plethysmograph, care este un aparat de diagnostic a alterării funcției respiratorie până la nivelul membranei alveolo capilare, deci în esență poate să ne ajute la stabilirea unui diagnostic de boală pulmonară în stadii incipiente. De asemenea, în ultima perioadă, clinica noastră a fost dotată cu un ecograf, a fost dotată cu un aparat performant all-in-one spirometru EKG audiometru. Avem un audiometru de înaltă performanță cu cabină fonoizolantă care ne permite să punem diagnosticul în stadii incipiente de tulburări auditive cauzate de expunerea la zgomot în mediul profesional. La sfârșitul anului trecut și pe parcursul acestui an, prin eforturile Spitalului Clinic Județean și prin fondurile venite din partea Consiliului Județean Mureș, Clinica de Medicina Muncii a fost dotată și cu un polisomnograf, un aparat de mare ajutor în diagnosticarea și tratarea sindromului de apnee în somn. Noi, ca medici de medicina muncii, suntem interesați de această patologie, să o diagnosticăm, pentru a preveni accidentele de la locul de muncă, mai ales în ceea ce privește adormirea la volan, în ceea ce privește activitatea șoferilor, pentru muncitorii care lucrează la înălțime, de exemplu pe schele, în construcții. Este necesar să se facă aceste studii de somn. Instituția va adăposti în viitorul apropiat și un centru de toxicologie, al doilea din România, după cel existent în București.